Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De aceasta facem un chest opening pe contul lui Okapi. Nu știu exact cum te cheamă, pentru că pe mailul ăsta te cheamă Cătălin, pe celălalt te cheamă altfel, așa că o să zicem Okapi. Mersi fain pentru contul Okapi. Avem aici și un legendary, un giant, un super magical, un magical, încă un super magical, ceea ce e nice. Crown chest-ul și aici două chest-uri. Nu știu exact ce mai, cred că e ceva challenge sau ceva chestie. Triple Elixir challenge făcut la maxim. Așa că, hai să-i ce legendare îi lipsesc rapid. O grămadă de legendare. Cred că de aici cea mai ok ar fi Electro, Graveyard sau Mega Knight-ul. Și cea mai nașpa, părerea mea, e Spârcozini, adică Telul Umblător. Bun, ce am văzut e că și-o cumpărat pe Sugelica. Părerea mea e că putea să mai aștepte un pic până la acest opening ăsta, că poate îl dă de-a direct. Bine, și așa, dacă îl dă, îl face la level 2, deci oricum e bine. Nu-i de rău. În fine, dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plăniți și pe butonul de licheu și dacă nu vă place, de dislicheu. La 1000 de licheuri, suntem super mega forță. Bun. Văd că mai are și gemrush ăsta, dar nu mă bagman. Hai să-i încare cel mai pârlit. Aici e super magical, cred că... A, n-are clan chest, bun. Să vedem clanul cum stă, 49 de oameni. În cazul în care mai vrea cineva să intre, dacă nu-i cumva plin pe atunci, ăsta ar fi clanul. Hai să luăm... Luăm ăsta, giantul ăsta. Nu, crown chest-ul. Hai că le-am amestecat acum. Gemones, Fire Spirits, Knight, bă, da, are ceva cărți. Deși contul secundar, WC-ul zburător și Prințul Întunecăcat. Merge bine, WC-ul zburător cu Prințul Întunecăcat, e combinație. Bun. Luăm giantul acum, cred că ăla de la challenge e mai bun. Skeleton Barrel-ul, Prostălăul, Ice Spirit, ok. Și discoteca. Discoteca e clar că nu o folosește, adică level 1. E destul de evident. 5, bă, dar dă 265 de cărți. Cred că mai bun știi cât magical. Nu-i sigur, dar în fine. Hai să luăm magical-ul ăsta. 1000 de bănicei. Zopica. Skeletonii. Cannon-ul. Mortal-ul. Valkyrie, oare trebuie să mai dea niște... Da, cred că trebuie să dea 20 și va de rare, da. Firebolu și Witch Beach. E clar că nu folosești la level 2. Hai să luăm și chestul ăsta. 5000 de bănicei, aproape 6000 de fapt. Un porc, așa ca de Crăciun. Bombarmanu. Royal Girnatsu. Tombstone, ok, îl duce la level 6, not bad. Elixir Collector, la fix, Elită Cârnaț și Pekka. Și Pekka are în deck, deci e perfect. Ia să vedem ce mai e aici. Ăsta? Ăsta-i. L-o câștiga, nice. Și uite, ăsta-i contul lui Soundwave. Și cred că și ăsta. Mamă, cât e contul are regimul. Și bănesc că și ăsta fită de-a lui. Păi, interesantă chestia, mă gândeam. Cum ar fi să faci un turneu de 10.000 de gemuri în genul ăsta și să-l câștigi? Nu știu dacă se poate chestia asta, ar fi cumva interesant. Bănicei, Fătărăi cu Sula, Omul de Zăpadă și Bomberman, ok, hai că nu-i chiar atât de rău. Open 2 chest, nu cred că le reușesc să facem și ăla. Bun, hai să luăm Legendary chest. Ce credeți că o să pice din Legendary chest-ul ăsta? Sper să pice și din Super Magical-uri. Că ar fi păcat. Eu zic că de ce dă un Mega Knight, Mega Scrofa. Fiți antenă. Băi, aproape de Mega Knight. Adică și ăsta e tot un fel de scroafă mare. Ok. Și parcă l-are într-un deck, dacă bine ți minte, nu? Da, îl are, cu siguranță. Ok. Bun, hai să luăm Super Magical ăsta și după aia luăm pe celălalt. Că oricum nu-i mai dă după aia încă un chest și poate le reușim să-l deschidem și pe ăla. Dacă e gold. Meneonies, Ciorogârles, cam puțin. Bă, cam în parte comunele rău. Bun. Ne-am scăpat de comune. 51 de goblin hat aici, trebuie să dea 100 și ceva parcă, nu? Ok, dacă dă toate epicele dintr-un foc, avem și legendară. Perfect. Prințul Întunecăcat, de data asta venită cu ce trebuie. Ce legendară credeți că o să pice? Îi are arena 10 oare? Nu mai simt exact. Dacă e arena 10, sper să-i dea Mega Knight-ul. Poate să-l facă după aia și deck-ul ăla cu Mega Knight și Pekka. Electro Wizard, bă, teoretic... Prin ce zic ăștia pe forumuri, asta e cea mai bună legendară, dar
mie îmi place graveyard, deci nu cred că e cea mai bună. Bun. Mai am cumva ceva pe aici și n-am văzut eu. Nu. Și uite că nu e o Picasso gelică. Deci cumva au făcut bine că l-au cumpărat, dacă nu cumva îl dă de aici. Ai, serios, două bomb taure din Super Magical. 9 44. Ok, au dat toate comunele dintr-un foc, trebuie să mai dau tură de rare și epicele. 8-2 de Giants, perfect. Și ăsta e prințul, și ăsta e băfuit acum și știi că e bun. Deci avem 6 legendare, 3 legendare pe contul ăsta, Super Megashman. Hai toate cu un sugelică să-l ducă la level 2, că dacă l-o cumpărat înseamnă că și-l dorea. Ok, și ăsta suge, numai că ăsta suge din sticlă. Ei bine, și Betivanul a dat, măcar e o legendară nouă. Bun, un golden. Ok, îl facem și pe ăsta, nice. Coleg reward și o medie bănicei. Dacă dă legendară din ăsta, mă las de Clash Royale pe Maneles. Ia. Vagabontele. Prezervativul cu morți. Canonul și Vizerdo. Bă, dar Vizerdo era la level bun, deci probabil că e ok. Uite că eu dat epic chest. Mie încă nu am niciun epic chest până acum la asta și eu aș avea nevoie de epic chest pentru că am 4 epice în deck. Da, na. Mie îmi dă giant, știi, care îmi dă nimic. Sunt fluclanul cumva? Nu. Bun, hai să ne băgăm la un 2v2. Îți deja 6 minute jumate, deci o să fie numai un match de 2v2. V-am zis, încerc să nu trec cu mult peste 10 minute. Sau măcar să n-ajung nici la 10 minute dacă ăsta. Quick match. Și am văzut că apare acolo Dino cu galben la quest. Oare am ratat un chest, cumva un free chest sau ceva? Să vedem. O, avem pe Laura aici și așa, frate. Laura, să-ți antrenezi gaura, stai ce? Nu vorbiți prostii, mai copii. Noi suntem copii cu minți, spargem geamuri, rupem dinți. Ok, fireball. Dar vezi că baștanul ăsta cam dă. Dă bă dreacu, dă-n gol, frate, tot arunca, nu m-a aruncat nimic. Bun, noi și chiar cum aș fi vrut să iasă, dar o să punem o scroafă în spate. Și după aia încercăm să construim în spate la bagabantă, poate cu un sugelică ceva. Aici avem omul de zăpadă în cazul în care mai bagă niște cărți să le distrage, dar nu cred că mai bagă. Trebuie să se pregătească pentru defense. Oh, bagă. La ăsta. Mă gândeam. Sper să n-aibă Choro Girls. Oh, perfect. Double Dragon, ești bun. Oh, oh, mamă, cât ascarmiu mânca acea stene și tăi. Da, poate că n-am făcut nimic din nou. A, bă, frate, bă, dar ce ai? Ok. Și fain ar fi să știu să fac și așa defend contra la P.E.K.K.A. plus... Oh, fuck, Dido. Joacă bine unii. Chiar exagerat bine. Hai, mă, frate, lasă să dea și ăsta. Ok, au apucat o bucată. Porc, curaj. Porcul rage pe dracu, până ajunge porcul să... Bă, uite bă, nu a dispărut rage-ul. What the fuck, aveam impresia că a dispărut. Cred că am avut eu un pic de paralyzation pe ochi. Hai că după aia încerc să construiesc din nou în spate la P.E.K.K.A. numai... Cred că ar trebui să... Bă, nu, Clive poate face counter cu bats. Dacă nu cumva se trezește și să bage altceva. Bine, am înțeles. Hâț. Bun. O să-i pun omul de zăpadă în față la P.E.K.K.A. În cazul în care bagă Skarmiu, nu știu sigur dacă explodează dintr-un om de zăpadă Skarmiu ăla. Chiar dacă o să am și... Oh, nice, nice, nice. Dengue, lengue, ia. Oh, papretie, nașule. No, acolo era bună P.E.K.K.A. Aici cred că Belir... Ba nu. Ok, frățiuer. Ok, pe dracu. Dar în fine, nu țin la alcool, că nici alcool nu țin la mie, aoleu. Știți cum se numește asta aici? Ce am făcut aici? Felosaurus Rex, îi zice. Nu știu dacă ți-ai auzit manevra aia. E când dai cu muci în zama. Sau în supă, cum vreți voi. A, porcul l-a pus ieri, ok. Ok.
dar asta cred că o să fie egal. Bine, asta în cazul în care avem Bulan. Dacă nu avem Bulan, s-ar putea să o luăm la Mufasa. Opa. Double pork. Bă, ai coi și bine. Oarecum. Îți... Hai, sugerică. Fii băiat corect. Putea să dea și el locking pe tower ca băieții corecți. Hai, lasă, frate. De fapt, cred că am belit-o. Nu, ok, am crezut că am pus pe ca un așa fel încât să dea și prostelul ăsta cu săcurea lui în tower. De aparent am pus bine. Porcul face? Face pe măsă. Hai, mă, ok, gata. Bun. Credeam că am belit-o cumva pe aici. Bun, băi, ok. Un egal, noi cine știe ce oricum, îi doi vede, adică și dacă pierdeam nu era mare șmecherie. Aici, da, am știu că am ratat unul din ăsta. Și-mi dă invite domnul Okapi. Dar deja sunt 11 minute, nu mai băgăm domnule Okapi. Oricum, mersi fain că mi-ai dat contul. Dacă v-a plăcut, fraților, nu uitați să apăsați și pe butonul de like-eu. Dacă nu v-a plăcut, butonul de dislike-eu. Și ne auzim la episodul următor. Să aveți o zi super faină. Salutare!